Hexatlón. 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 Fenomenul Hexatlón difuzat de Canal D, unde necunoscuții se-mi trec cu vedetele. N-au captat atenția că sunt iuți și furioși, o echipă de războinici și o echipă de faimoși. Vladimir Drăghia, Dari, Sagea, Nichiriță, Didi Bulimar lângă Diana Belbiță, Cătălin Cazacu care aduc puncte din plin, să mănânce bine și Hurezea nu Oltin. De cealaltă parte am de prezentat mai multe, Mariana plânge dacă nu aduce puncte. De Alex se știe că e pus pe strategii, se lasă de dansuri dacă ia suta de mii. Ștefan e tăcut, dar face tot ce se poate, la fel și Ionuț, profesorul de karate. Urmează Alina, prietenă cu Mariana, și în cele din urmă e handbalista Roxana. Hexatlón. 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 Miza întotdeauna e mâncarea și cazarea, și să fii cu minte să eviți eliminarea. Dacă nu câștigi, zi de zi mănânci orez, iar după o lună vei fi jumate chinez. Când e pe cazare, dacă n-ai un plan măreț, vei avea onoarea să locuiești la coteț. Printre legioane a bătut și nemâncat, cealaltă echipă visează frumos în pat. Sunt nelămurit, hai să o luăm mai ușurel, băieții slăbesc, fetele rămân la fel. Care e secretul să-l spună Cosmin Cernat? E ceva în plus pentru fete separat. Mariana e vegetariană doar când nu mănâncă, dar e foarte clar că are gambele de stâncă. Oricum peste o vreme vă întâlniți toți la grătar. Apropo, Oltin, vrei să fii miliardar? Hexatlón. 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 Hexatlón.